Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vorbim un pic despre o carte pe care eu am citit-o recent și care mi-a plăcut foarte mult, anume Mințile lui Billy Milligan de Daniel Keyes. Este o carte pe care inițial mi-o cumpărasem singură de la Gaudemus, dar s-a întâmplat să o primesc și de la cei de la editura Art, care le mulțumesc foarte mult. Așadar, la finalul acestui videoclip va fi și un concurs. O să încep prin a spune că eu aveam așteptări foarte mari de la cartea asta, deoarece cealaltă carte a lui Daniel Keyes pe care am citit-o, anume Flori pentru Algernon, mi-a plăcut la nebunie, iar așteptările mi-au fost îndeplinite. Înainte să vă spun despre ce e vorba, vreau doar să vă zic că este o carte care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. I-am dat 5 stele din 5 pe Goodreads, deși era undeva pe la 4,5, dar am zis că merită totuși un punctaj foarte bun. Este un monstru de carte, eu am citit-o însă în 5 sau 6 zile pentru că se citește foarte repede și, nu știu, te ține în priză foarte mult. Povestea asta gigantică pe scurt îl urmărește pe acest Billy Milligan, care din câte am înțeles chiar a existat, este o poveste inspirată din viața reală. Prin urmare, acest Billy Milligan care suferă de personalitate multiplă. Practic, povestea se deschide cu acest bărbat care comite tot felul de crime și violuri și nasoale și care este căutat și prins în cele din urmă de poliție. Povestea începe însă să devină foarte ciudată în momentul în care el ajunge în arest și în care avocații lui își dau seama că ceva este foarte, foarte ciudat în legătură cu el. Acel ceva se dovedește a fi faptul că, așa cum am zis, Billy Milligan suferă de personalitate multiplă și, practic, apoi întregul roman urmărește povestea lui și modul în care aceste persoane diferite din mintea lui Billy Milligan funcționează sau nu într-un mod armonios. Eu personal nu știu foarte multe despre personalitatea multiplă din punct de vedere psihologic și neurologic, nu știu exact cu ce se mănâncă toată povestea asta, însă așadar nu știu cât de accurate este cartea în mod special, însă mi se pare fascinant, serios. Nu-mi dau seama dacă cei care au personalitate multiplă au într-adevăr 27 de oameni sau cât mai aveam Billy Milligan în interiorul capului său, pentru că da, sunt foarte mulți, însă mi se pare extraordinar de interesant. Mi-a plăcut foarte, foarte mult modul în care Daniel Keyes a redat aceste personalități. În primul rând este foarte interesant faptul că fiecare astfel de personalitate, care are numele ei și istoria ei, are o anumită proveniență, o anumită vârstă, dar mi-a plăcut foarte mult faptul că fiecare, practic, reprezintă o trăsătură definitorie a omului Billy Milligan. De exemplu, avem persoana care ia asupra lui durerea de pe pământ, persoana care este rațională, persoana care apără pe toată lumea. Sunt efectiv trăsături de caracter pe care, dacă stăm bine să ne gândim, le avem cu toții, însă în cazul lui s-au scindat devenind personalități diferite. Mi-a plăcut extraordinar de mult modul în care Daniel Keyes a portretizat ierarhia sau, de fapt, sistemul pe care toate aceste personalități reușiseră să-l pună la punct până la un anumit moment. Și mi s-a părut foarte interesant că, de cele mai multe ori, Billy Milligan, biologicul Billy Milligan, era cel care era complet lăsat pe din afară și ceilalți oameni din capul lui se ocupau de tot ce însemna viața lui Billy Milligan. Pe măsură ce prezint această carte, îmi dau seama că nu prea are foarte mult sens, dar credeți-mă pe cuvânt, odată ce vă apucați, este foarte, foarte ușor de înțeles și de văzut exact care este șpilul. Ideea este că la începutul cărții avem o listă cu toate personalitățile din mintea lui Billy Milligan și cu o scurtă descriere a fiecăruia. Prin urmare, pe parcursul cărții este ușor să ne dăm seama cine-i cine și ce fel de personalitate are fiecare. Și așa cum v-am zis, este o lectură care te ține în priză foarte mult. Odată ce te obișnuiești cu aceste treceri bruște de la un stil la altul, de la o personalitate la alta, de la o mentalitate la alta, odată ce te obișnuiești cu chestia asta, lucrurile merg foarte ușor. Pe lângă aspectele psihologice, de care v-am zis deja că mi-a plăcut foarte mult, mie mi-a plăcut foarte mult ideea morală sau, de fapt, și legală din spatele acestei povești, deoarece Billy Milligan, din câte am înțeles, a fost primul om care a pledat nevinovat scoțând la înaintare în tocmai această boală. Și problema, sinceră să fiu, este cât se poate de firească, în sensul de în ce măsură poți acuza un om că a făcut anumite chestii, biologic vorbind, trupul unui om, că a făcut anumite chestii, dat fiind că, de fapt, nu el le-a făcut, în sensul că era altcineva în mintea lui care comitea acele lucruri, folosindu-se, practic, de trupul lui. Mi se pare o chestiune foarte interesantă și mi-ar plăcea să știu, și probabil o să caut la un moment dat, câte astfel de cazuri sunt în sistemul juridic american, deoarece bănuiesc că acolo sunt mai bine înregistrate, și exact cam care este raționamentul din spate și cam cum funcționează un judecător sau un psihiatru, de fapt, când dă un astfel de diagnostic.
Mi se pare o chestiune, așa cum v-am zis, extraordinar de interesantă și e genul de carte care te face să spui niște întrebări. Sinceră să fiu, nu m-a făcut să-mi pun atât de multe întrebări ca Flori pentru Algernon și tocmai de aceea i-am dat 4,5 stele pe Goodreads, i-aș fi dat dacă se putea, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îmi place mult de Daniel Keyes pentru că atinge niște aspecte pe care eu le-am întâlnit destul de rar în alte cărți și are un stil totuși foarte accesibil. Îmi place foarte mult chestia asta. Ok, pentru că îmi dau seama că acest videoclip deja devine la fel de ciudat precum cartea însăși, să trecem și la concurs. Evident, dacă vreți să câștigați această carte oferită de cei de la editura Art, tot ce trebuie să faceți este să fiți abonat al acestui canal și să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți, de exemplu, ce alte videoclipuri ați vrea să mai vedeți pe canalul meu sau ce carte absolut genială ați mai citit în ultima vreme, lucruri de genul acesta, dar oricum prin care eu să înțeleg că vreți să câștigați această carte. Concursul este deschis până marți seara, pe 9 februarie, la 23:59, urmând să extrag prin tragere la sorți pe cineva. Așadar, dacă vreți să câștigați această carte, mult succes la concurs! Până una alta, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un thumbs up. Chiar dacă nu vreți să vă înscrieți la concurs, spuneți-mi în comentarii cam ce ați mai citit voi interesant în ultima vreme și ce videoclipuri ați vrea să mai vedeți pe acest canal. Și de asemenea, dacă vreți să fiți la curent și cu alte clipuri de ale mele, nu uitați să vă abonați, apăsând butonul de subscribe, butonul roșu de mai jos. Săptămâna viitoare ne vom revedea probabil cu wrap-up-ul lunii ianuarie, de care sunt extraordinar de încântată, deoarece nu numai că am citit mai multe cărți decât de obicei, dar am citit cărți absolut extraordinare despre care de-abia aștept să vă vorbesc. Până atunci, știți cât se poate de mult, citiți lucruri faine și ne vedem curând. Bye!